Salutare tuturor, bine ați venit pe partea plină! În videoclipul de astăzi vorbim despre Ikigai, conceptul japonez care pare a fi secretul unei vieți fericite și nu numai. Se crede că datorită acestui concept, unii oameni trăiesc peste 100 de ani. Deci, dacă vrei să înveți mai multe, rămâi până la finalul acestui videoclip. Acum că v-am stârnit curiozitatea, o să încep prin a răspunde la întrebarea ce este Ikigai. Este un concept care își are rădăcinile în cultura japoneză de multe secole și care înseamnă motiv pentru a trăi. Simplu, nu? Aparent, secretul fericirii constă în descoperirea motivului pentru care trăiești. Însă, lucrurile nu sunt chiar așa de simple. Există o latură mult mai profundă a acestui concept care nu se poate limita la o simplă traducere. Ikigai este un stil de viață. Ca să înțelegem acest concept, o să intrăm puțin în semantică. În Japonia, Ikigai este un cuvânt compus. Iki înseamnă viață sau însuflețit și kai, care în acest caz se citește gai, înseamnă motiv. Deci, motivul de a fi în viață. Dar traducerea acestui cuvânt nu poate cuprinde întreaga profunzime a acestui concept, motiv pentru care au apărut mai multe traduceri, precum. Să trecem la o întrebare mai interesantă. Care sunt beneficiile Ikigai? Dimineața deschizi ochii și o nouă zi stă să înceapă. Însă eziți să te ridici, rămâi în pat pentru câteva minute și când te-ai ridicat, singurul gând care îți trece prin cap este cât de grea și cât de urâtă o să fie ziua și că abia aștept să se termine. Și iată că ziua ta abia a început, iar tu deja vrei să se termine. Vă sună cunoscut? Ați fost în situația asta? Ei bine, știu sigur că am fost de multe ori. Însă, imaginează-ți că te trezești luni dimineața cu chef de viață și cu un sentiment de nerăbdare să înceapă ziua. Ei bine, asta este exact ce face Ikigai. Îți oferă motivația de care ai nevoie, îți oferă zilnic sentimentul de asta a fost o zi grozavă. Astăzi am trăit. Desigur, viața nu o să fie mereu doar miere și lapte, vor exista greutăți și provocări pe care inevitabil vom fi nevoiți să le înfruntăm. Ikigai nu le elimină din viața ta, însă, la fel de mult cum este motivul pentru care ne trezim dimineața, este și lumina care ne poate ghida prin aceste provocări, ceea ce ne va oferi stabilitate și ne va ajuta să trecem prin orice greutate cu succes. Unii consideră că acest concept nu este doar secretul fericirii, ci și al unei vieți mai lungi. Dovada vie a acestei teorii sunt oamenii de pe insula Okinawa. Se pare că aceștia cred că un scop în viață este esențial pentru o viață mai lungă și mai fericită. Acum, nu este garantat că vom trăi sute de ani, însă oamenii acestei insule au populația cu cea mai mare medie de viață din lume, deci probabil știu ei despre ce vorbesc. Despre acest subiect a vorbit și Dan Buttner, scriitor pentru National Geographic, în cadrul conferințelor TED Talks. Acesta a explicat că în rândul acestei populații, dieta și societatea joacă de asemenea un rol important în sănătatea și starea de bine. De asemenea, acesta mai spune că acești oameni nu se pensionează niciodată, ci continuă să lucreze pentru că așa vor. În acest fel își păstrează mintea și corpul activ. Am lăsat un link mai sus către discursul lui Dan Buttner la TED Talks. Fiind un concept japonez, principiile religiilor Shinto și Budism se ancorează în conceptul de Ikigai. Însă o întrebare bună este ce înseamnă să fii spiritual? Dacă ideea ta de a fi spiritual este aceea de a adera la o religie, indiferent care este aceea, răspunsul la prima întrebare este nu. Ikigai nu este spiritual. Însă, într-o altă ordine de idei, dacă trăim după învățăturile unei religii, iar spiritualitatea și rugăciunea fac parte din viața noastră, atunci chiar rugăciunea devine centrul vieții noastre. Cu alte cuvinte, poți să ai ca Ikigai devotarea ta lui Dumnezeu sau a unei credințe. Japonezii cred că fiecare om din lume are un Ikigai și este diferit pentru fiecare în parte. Pentru unii oameni poate fi ceva complex, cum ar fi lupta pentru oprirea foametei globale sau voluntariatul la un centru local, pe când pentru alții poate fi plantatul florilor sau prepararea unei prăjituri.
Ideea este că nu există reguli, nu există un mod corect și unul greșit. Este ceea ce vrei tu să fie. Deci, care este motivul pentru care tu trăiești? Te-ai gândit până acum? Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și dacă v-a plăcut acest clip, rămâneți aproape pentru că urmează clipuri din ce în ce mai interesante.